Bună ziua, domnul Talpan. Bună ziua. Bună ziua. Domnul Talpan, mă uitam așa la dumneavoastră și azi noapte că, nu știu dacă știți, eu nu dorm. Da, eu nu dorm. Nu, e, mi-am dat seama și eu atunci, fără să știți, eu vă urmăresc. Ca să zic așa. Mă bucur tare mult. Da. Am vrut să-i răspund domnului Burleanu de asta, așa, prin grolul. Știu că v-am și văzut și asta vreau să vă spun, că practic domnul Răzvan Burleanu, președintele Federației, v-a ridicat o mare minge la fileu aseară și a deschis, după părerea mea, o cutie a Pandorei care nu va mai putea fi închisă. Bine, și asta vă rog să comentați. Deci, în primul rând, domnul Burleanu a rămas dator cu explicații și trebuie să răspundă urgent, considere opiniei publice, la o întrebare esențială. Cum se face că UEFA permite Stelei să joace în cupele europene și nu impune nicio restricție? Chiar asta a afirmat domnul Burleanu, dacă ați urmărit și dumneavoastră. Da, da, da. Dar Federația Română de Fotbal, pe care chiar dumnealui o conduce, îi anulează Stelei meritul sportiv și interzice promovarea Liga 1 prin merit sportiv. Uh-huh. De asemenea, aș vrea să-i mai pun o întrebare domnului Burleanu. Cum este posibil ca Federația Română de Fotbal să impună Stelei o restricție care nu există în regulamentul UEFA, așa cum chiar dumnealui recunoaște? Ce vreau să vă mai completez? La pagina 19 din regulamentul FIFA se precizează foarte clar că forma legală de organizare a unui club de fotbal nu are relevanță pentru acordarea licenței în conformitate cu legea și regulamentele statutele naționale. Mai mult decât atât, tot acolo se prevede foarte clar că regulamentul FIFA prevede că statutul unui club de fotbal, fie că este profesionist, semiprofesionist sau amator, de asemenea nu este relevant pentru acordarea licenței. Mai mult decât atât, UEFA a explicat foarte clar faptul că nu există nicio regulă în regulamentul său de licențiere pentru care să interzică sau să impună restricții cluburilor de drept public deținute de stat. Și încă o completare, domnule Ivanovici, cu mare respect și vă apreciez tare mult pentru ceea ce faceți. În ședința care a avut loc pe data, în luna iunie, și cred că a participat și domnul Burleanu la acel comitet executiv de la Viena, UEFA a susținut foarte clar că meritul sportiv primează și este unicul principiu care ar trebui aplicat în competițiile sportive. Păi atunci, deci asta aș vrea să răspundă domnul Burleanu și să țină cont de aceste prevederi. Bun, domnul Talpan, care sunt foarte domnul clare. Talpan, dumneavoastră practic spuneți că după declarațiile de ieri apropo și de participarea în cupele europene, efectiv federația, domnul Burleanu, refuză să recunoască meritul sportiv al Stelei? Bineînțeles. Deci, bineînțeles, asta rezultă din ceea ce... Bun, și vă întreb, ce l-ar mâna în luptă pe domnul Burleanu să facă asta? Nu știu, vă dați seama, nu vreau să intru iarăși în... Nu, eu vă întreb că trebuie să aveți un argument, cum aveți argumente... Cert este că ne aflăm într-o situație revoltătoare în care UEFA permite Stelei să joace în cupele europene în orice moment, iar Federația Română de Fotbal anulează meritul sportiv și interzice să joace în Liga 1. Eu zic că este o rea voință din partea lor. Legea la noi nu este făcută cum trebuie, trebuie urgent modificată și am înțeles că vine domnul Dâncu la dumneavoastră în emisiune și rog să urgenteze rezolvarea acestei probleme. Nu putem să mai ținem Clubul Sportiv al Armatei Steaua și această echipă de fotbal frumoasă pe care ați văzut-o în meciul cu Dinamo și acei suporteri minunați care ați văzut, ne-au umplut stadionul până la urma urmei și am dat peste, cum s-ar spune, peste... Nu știu, să nu folosesc un cuvânt rău la mulți răuvoitori din aceștia care spuneau că noi avem 10-15 suporteri și trebuie ca această echipă să ajungă Liga 1. Așa cum spuneam și mai în alte intervenții la dumneavoastră în emisiune la Fanatic sau nu știu pe unde am mai intrat. Deci, pentru noi, această modificare a legii este esențială în termen oportun. Nu ne putem asocia cu un privat pentru că ajungem în situația unde am fost. Înțelegeți? Adică, doar o secundă, domnul Talpan, dumneavoastră spuneți că nu puteți să vă asociați cu un privat să nu repetați experimentul Gigi Becali? Bineînțeles. Oricum, la Gigi Becali nu i-am dat absolut nimic, domnul Becali, și ce se întâmplă acum. Eu mă gândeam că în emisiunea dumneavoastră este domnul Dragomir. Eu tare mult aș vrea să-l am în față pe domnul Dragomir și să-i spun câteva vorbe. Înțelegeți? Păi spune! Aș vrea să-i am în față. Și pe el, și pe domnul Becali în dreapta. Să vedem, dar bine. Veniți, să trăiți, domnule colonel. Credeți că n-au curaj?
Cred că în fața mea nu s-ar mai da ei așa cocoși. Nu mă aștept, nu va apuce plânsul cumva, apucat de la viitoare. Domnul Talpan, am o invitație la dumneavoastră. Dacă acceptă și domnul Dragomir, eu luni vă invit dumneavoastră în dreapta, domnul Dragomir în stânga și eu între voi, dacă vreți. Și eu unde stau, Horia? Eu vă mulțumesc pentru invitație. V-am zis, nu vreau să fiu răutăcios. Am văzut că foarte mulți mă critică, foarte mulți mă jignesc, foarte mulți, nu știu, vorbesc urât la adresa mea, dar eu atât aș vrea să înțeleagă că eu personal am făcut eforturi supraomenești pentru a ajunge și a, nu știu, pentru a-i face pe acei suporteri care au venit la meciul cu Dinamo fericit până la urma urmei. Nu m-a pus nimeni nici generale, pentru că am văzut la un moment dat un titlu pe nu știu ce post de televiziune că dacă Gigi Becali avea o comportare bună cu generalii, avea și în acest moment Steaua. Parcă ceva de genul ăsta văzute. Ei, vă spun sincer, în spatele meu nu este niciun general. Nu m-a pus niciun general să fac absolut nimic, deci eu din proprie inițiativă am început această luptă în anul 2003, în momentul în care Gigi Becali, cum să vă spun, când s-a făcut acel transfer, așa zis transfer, domnul Mihai Stoica, cred că, eu nu știu de ce nu vorbește, pentru că știi foarte bine cum venea pe aici pe la club și făcea niște afirmații la adresa mea, dar nu mai vreau acum să mai deschid un război, că sunt prea mulți pe traseu și trebuie să-i învin câte unul la rând. Păi de ce? Dar ce zicea domnul Mihai Stoica la adresa noastră? Păi dar el a fost principalul, cel care, păi acum văd că a uitat, n-a participat el, nu l-a trimis domnul George Becali numai pe el, el era peste tot. Eu încă de atunci am văzut că treburile nu merg bine. El, domnul Mihai Stoica, a fost săgeata, cum se zice? Da, el a participat la toată această activitate. Uh-huh. Am înțeles. Problema este că eu am pornit din proprie inițiativă pentru că am văzut că lucrurile nu sunt ok. De altfel, eu am comentat, atunci m-am opus cu vehemență să se întâmple lucrurile care s-au întâmplat. Și am făcut demersuri pe la instituțiile statului pentru a opri acea mârșăvie care se prinsese contur. Problema este că știți cum este. Ești în România, nu te ajută nimeni, dar uitați, așa cum nu te ajută nimeni, cu ajutor de la Dumnezeu, după 21 de ani am ajuns în acest punct. Vedeți că aveți începe să aveți același discurs cu mult detestatul dumneavoastră inamic, Gigi Becali, cu Dumnezeu, dacă îl invocați pe Dumnezeu. Nu, eu sunt un om cu frica lui Dumnezeu, eu respect pe domnul Becali, dar v-am zis, nu vreau să... V-am zis, domnul Becali a avut niște oameni care... Să înțeleg că îl respectați pe domnul Becali, că asta e în premieră. Eu respect pe toată lumea și pe dumneavoastră și pe domnul Buzărin care m-a jignit, dar n-am vrut să-i dau replica atunci pentru că am considerat că mai bine taxi și cum e, dar nu este ok. De multe ori sunt jignit pe netre. Emisiune pe aici. N-am înțeles. Pe loc repaus, v-ați jignit singur când ați început să plângeți și să sughițați? Nu a plâns nimeni. Există înregistrarea. Cum zicea Creangă, să-l tacă meșa pe dânsul. Dacă l-aș citi că e aproape acolo de Botoșaniu dumneavoastră, Humulești, dați-i banii băiatului ăla cu gardul de acolo, de la țară, de la Botoșani. A venit aici, e pe jos băiatul cu gardul. Ce, domne, dacă îl prindeți pe domn colonel, are să-mi plătească. O secundă, da. Stați că nu se înțelege nimic. Da, domnul Talpan, vă rog. Nu, deci eu am răspuns cu mare plăcere în emisiunea așa. Da, nu, că nu e asta, nu diferentul cu domnul. Eu vreau să vă mai întreb altceva, haideți să revenim la ale noastre ca să discutăm serios. Am o rugăminte, vreau să-mi dați totuși un răspuns. Ce l-ar mâna pe Burleanu în luptă să fie împotriva CSA-ului? Pentru că în mod normal, domnul Talpan, lui Răzvan Burleanu, ca și întregului fotbal românesc, un CSA Steaua în prima ligă n-ar face decât să mărească interesul și spectacolul. Și vă întreb cu subiect și predicat, de ce ar avea ceva personal Burleanu cu CSA Steaua sau cu toată povestea asta? Nu știu dacă ar avea ceva personal, dar pe timpul mandatelor lui de președinte la federație s-au întâmplat niște nereguli, ca să zicem așa, pe acolo. Și atunci el acum nu știe cum să
cum să vă zic, este... Cum să scoată cămașa sau ce? Da, da. Dar nu are încotro, pentru că Steaua va câștiga primerii sportivi și trebuie să respectăm totuși regulamentele UEFA și FIFA. Iar dacă președintele UEFA a susținut că meritul sportiv primează, mie nu știu cum domnul Burleanu ar putea să interzică sau comitetul executiv. Păi înseamnă că noi nu respectăm regulamentul UEFA și FIFA. Vreau să vă mai întreb ceva apropo de declarațiile domnului președinte Răzvan Burleanu. Ați văzut că, apropo de participarea în cupele europene, acolo a fost o nuanță a domnului Burleanu. Domnul Burleanu a spus foarte clar, doar dacă CSEA ar fi câștigat Cupa României. Corect. Atenție! Deci, nu. Ba da, așa a spus. Asta e clar. Nu, deci domnul Burleanu, eu vă spun exact, credeți-mă, am urmărit cu atenție emisiunea. Știu, dar dacă urmăriți cu atenție și eu v-am dat citire din regulamentul UEFA. Nu, dar eu vă spun, știi cum e, dumneavoastră acum vă folosiți normal cu abilitate de declarațiile domnului Burleanu și bineînțeles, foarte bine faceți, că asta este treaba dumneavoastră, dar trebuie să fim corecți până la capăt. Domnul Burleanu a specificat foarte clar, doar dacă ați fi câștigat Cupa României, dacă nu, pentru că în Liga 1 nu aveți cum să fiți. Domnul Burleanu a spus clar, doar cupele europene dacă câștigați Cupa României. Deci atenție. Pentru că ei nu fac parte din Liga Profesionalizată de fotbal. Exact, o echipă de Liga 4 poate să vină să ocupe. Deci aici vreau să comentați, domnul Talpan. Domnul Burleanu n-a zis în felul următor, CSEA poate să participe oricum, oricând, în orice fel, în cupele europene. Doar dacă ați fi câștigat Cupa României, cum poate să câștige Cupa României și o echipă din Liga 4 de amatori. Puteam să câștigăm Cupa României. Eu mă înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar noi nu trebuie să ținem cont de regulamentul UEFA și FIFA? Eu știu, dar nu vreau să-i punem vorbe în gură domnului Burleanu. Vă ascult, vă rog. Nu vreau să-i punem vorbe în gură domnului Burleanu, că dânsul n-a spus, gata, domne, ar fi putut să participe oricând CSEA în Cupa României. A și specificat, doar dacă ar fi câștigat Cupa României. V-am răspuns la început. Deci noi trebuie să respectăm regulamentul UEFA și FIFA. Și v-am spus, noi nu ne poate obliga domnul Burleanu să ne asociem cu un privat, iară să ne batem joc de acest brand. Asta v-am mai spus. Nu ne poate, dumneavoastră, dacă eu aveți casă și vin, nu știu, dumneavoastră cum priveți lucrul ăsta? Că vă obligă primăria să mi-o dați și mie, mi-o dați? A, este o casă privată, domn colonel. Ei, este un spațiu privat. Dumneavoastră sunteți în... român pe care la dumneavoastră acolo se numește UM0 nu știu cât. Aia nu-i casa noastră. Este proprietatea statului român și trebuie să avem mai mare grijă. Păi a statului român în seama Ministerului Apărării, a noastră, a tuturor. Domnul Talpan. Vrem să dăm și proprietatea asta, cum am discutat toată industria. Este un mod de gândire venit în Chimirsen. Eu nu mai văd o fabrică. Vreau să vă întreb, să vă pun două întrebări foarte importante. Una la mână. Dacă... Da? Apropo de ce a spus și domnul Burleanu, că aveați drept în... Hai să păstrăm, să discutăm la general, fără nuanța asta cu Cupa României. Ideea este că a spus și domnul Burleanu că într-un fel sau altul CSEA ar fi avut drept sau are drept să joace în cupele europene. Așa. Da. Și atunci eu vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă, să zicem, primiți în această vară dreptul, domnul Talpan, dreptul de a promova CSEA-ul, normal nu dumneavoastră, deși cred că o să intrați și dumneavoastră în primul 11 la primul meci, la cât vă văd de entuziasmat. Capitan. În fine, dacă primiți dreptul acesta, da? Așa, ținând cont de faptul că federația, practic, dacă ar fi, știu eu, repet, să ne luăm după poveștile astea cu cupele europene, cu regulamentul, cu ce a zis domnul Burleanu, cum a nuanțat, cum, mă rog, cred că a deschis o cutie a Pandorei, părerea mea, domnul Burleanu, dar în fine, vreau să vă întreb ceva. Faptul că atâția ani CSEA-ul nu a avut drept de promovare, veți merge, dacă veți obține acum, veți merge în instanță împotriva federației și veți cere daune de milioane și milioane de euro? Federația este într-o mare culpă, eu v-am mai spus. Nu, eu v-am întrebat direct, răspundeți-mi direct, vă rog.
Deci eu aștept finalizarea acestor dosare, iar FCSB-ul va avea mari surprize cu mine. Să știți că eu nu am terminat războiul cu ei, iar ei m-au ambiționat să fiu și mai rău. Pentru că în momentul în care cineva mă jignește, cineva încearcă să mă desconsidere sau mă consideră plângăcios, nebun sau nu știu ce, da, o să vedeți că lucrurile astea pe mine m-au întărit mai tare și o să devin alt om. Adică o să încerc. Nu, v-am pus o întrebare clară. Se va constitui CSA-ul dacă veți avea câștig de cauză și va juca pentru faptul că CSA-ul atâția ani nu a avut drept să joace și se va dovedi că nu a fost legal, că nu a avut acest drept și practic s-au pierdut atâția ani, s-au pierdut venituri. Vă întreb direct, se va constitui parte civilă cu daune de zeci de milioane de euro împotriva federației, da sau nu? Sunt convins că vom lua măsurile cele mai... Eu cam așa văd situația asta, iar pe domnul Burleanu și cei care au luat aceste măsuri drastice împotriva stelei, ar trebui să răspundă. Deci eu aș vrea să răspundă la întrebările astea, pentru știu, că nu e o... deci vezi ce? Există posibilitatea să cereți milioane de euro daune de la federație? Este posibil. O să vedem exact ce se întâmplă, să vedem exact cum se vor finaliza toate dosarele acestea care mai sunt pe rol și vom vedea ce vom face, dar eu ținta spre acea direcție, o văd, oricum este și acel prejudiciu care trebuie să-l recuperăm și domnul Gigi Becali nu va scăpa, deci să nu creadă că va scăpa, el trebuie să plătească pe 10 ani pentru că instanțele deja s-a pronunțat pentru că acea datorie nu este prescrisă. El a vrut și el a recunoscut foarte clar că el a venit prin avocație și a spus că numai pe 3 ani trebuie, că dă numai pe 3 ani. Păi și stați că nu înțeleg, pe 10 ani la cât se ridică suma după părerea noastră? Păi 37 de milioane de euro. 40. Și dacă mai cereți încă vreo 10 de la federație, atacați Champions League. Eu zic numai o secundă, să ajungem în Champions League, nu mai să-mi dea Dumnezeu sănătate și să lupt.